Peste 10.400 de locuințe din Rusia au fost inundate după ce topirea rapidă a zăpezii a umflat unele dintre cele mai mari râuri din Europa, declanșând nivelul record ale apei în munții Ural, a anunțat Ministerul Rus pentru Situații de Urgență. La Orsk, peste 4.500 de case au fost inundate și cel puțin 4.000 de persoane au fost deja evacuate în adăposturi temporare. Și în Orenburg, situația nu este mai bună. Oamenii sunt evacuați cu ajutorul unor embarcațiuni de apă, bărci gonflabile și transportatoare care pot găzdui până la 50 de persoane. Evacuarea se face treptat, stradă cu stradă, iar oamenii sunt anunțați și prin difuzoare. Recomandăm locuitorilor să asculte sfaturile Ministerului pentru Situații de Urgență și să părăsească zona de pericol, pentru că acum apa crește treptat și este de așteptat să continue să crească. Autoritățile au declanșat urgență federală, măsură ce permite eliberarea de fonduri speciale. Au fost desfășurate întăriri pentru a ajuta pe specialiștii aflați deja la fața locului. Parterul a fost inundat în clădirea de apartamente cu 9 etaje de acolo. Apa a intrat pe podeaua de la parter. Nu am vrut să plec, am crezut că sunt prea bătrână și nu aș vrea să plec, dar ei m-au convins. Vreau să plâng, nu doar să plâng, mă simt groaznic. În cazul în care serviciile de urgență și polițiștii efectuează alerte, trebuie să răspundeți la aceste alerte în timp util și să vă părăsiți casa, deoarece este foarte periculos. Peste 800 de persoane au fost evacuate și în regiunea învecinată Samara, afectată de asemenea de inundații. Oficialii locale au spus că barajul din Orsk a fost construit pentru un nivel al apei de 5,5 metri, dar râul Ural a crescut la 9,6 metri. Anchetatorii federali au deschis un dosar penal pentru neglijență și încălcarea regulilor de siguranță cu privire la construcția barajului din 2010, despre care procurorii au spus că nu a fost întreținut corespunzător. Rafineria de petrol din Orsk și-a suspendat lucrările duminică din cauza inundațiilor. Anul trecut, rafineria a procesat 4,5 milioane de tone de petrol. Presa rusă a citat autoritățile din regiunea Orenburg, care estimează că costurile pagubilor provocate de inundații la nivel local se ridică la aproximativ 227 de milioane de dolari și afirmă că apele inundațiilor se vor elimina abia după 20 aprilie.